Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, pe care te-a decire, barbari de tirar, barbari de tirar. Câte o rană ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când urea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, când există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem să departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem să departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât urea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât urea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât urea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Felicitări! Imunirea. Nu
țară destinată. E trist să fii în casa ta străin, iar fratele stea rănit la poartă, ca un Hristos căzut între păgâni. Cine suntem astăzi, noi să mulțumim. Țara mea e o
Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Nu uita că ești român.
Cu ocazia centenarului avem fericită ocazie să ne întâlnim cu frații noștri de peste podul de dincolo de flori și stăm de vorbă cu doamna profesoară care a venit aici cu niște copii în România mamă. Doamna profesoară, cu ce impresii ați venit și cu ce impresii rămâneți după această experiență? Suntem adânc impresionați de o așa întâlnire, de o așa excursie, care suntem foarte mulțumiți de cele văzute, de cele am văzut, ne-am cunoscut cu portul, obiceiurile, tradițiile. Am rămas foarte mulțumiți și adânc impresionați. Suntem pentru aceea de a colabora și de a fi cu inima alături, mereu, fiindcă suntem același neam, același grai și aceeași istorie. Același sânge. Și același sânge. Să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim în viață, la marea unire care să fie cu Basarabia și chiar și cu Bucovina de Nord, dacă se poate cu România, și cred că se va putea. Sperăm. Vă iubim, vă prețuim, sunteți de-a noștri și ne doare. Ne doare ruptura aceasta, dar care pare să că încet, încet se va repara. Să sperăm. Doamne, toată dragostea, mândria și demnitatea față de neam și popor. Doamne ajută! Doamna profesoară, cu gânduri bune ați venit și cu sufletul alături de noi aici, la patria mamă, cu niște copii, pe linie patriotică și religioasă. Am înțeles ceva cu o biserică? Nu știu exact. Poate ne explicați dumneavoastră. Am venit și noi cu niște cântece dedicate centenarului. Să știți că suntem alături de dumneavoastră întotdeauna și sperăm că și România este alături de noi. Suntem însetați de românism și de tot ce este românesc și ne străduim să păstrăm acasă tradițiile naționale, portul național, limba și cultura românească pe care am moștenit-o de la străbuni. Avem în Dondușeni la noi o biserică în stil ștefanian, construită de părintele Roman, care vine să-i familiarizeze pe noi, cei de peste Prut, cu tradițiile religioase din România și tradițiile românești de baștină pe care trebuie să le promovăm și noi la noi acasă. Avem marele noroc de o biserică pictată frumos, cu pictură de valoare religioasă înaltă, care se va sfinți pe data de 23 septembrie și deci ne mândrim cu această realizare a localității noastre întregi. Să știți că Părintele Roman a beneficiat de susținerea fraților români și această construcție a fost în mare măsură, să zic eu, construită și întemeiată pe donațiile făcute de cetățenii români care nu ne uită, ne vizitează des și ne susțin într-o toate. Uite că
tradiția, românismul și ortodoxia dintotdeauna au fost și vor fi pe aceste meleaguri, care mai ales Ștefan cel Mare le-au apărat prin grijă lui Dumnezeu. Moldova este noastră și va trebui să fie toată noastră, pentru că ni se cuvine. Mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți în calitate de dascăl și calitate de conducător de echipă și vă așteptăm să sărbătorim, să ne așteptați dumneavoastră pe noi să sărbătorim unirea și pe aceea o sărbătorim și aici. Cu plăcere. Doamne, să știți ajută. Că ne-am simțit foarte bine în ospeție. Suntem fericiți că am avut o ocazie atât de plăcută și am fost ghidați și susținuți de niște oameni cu suflet mare din România, pe care, adică primirea și ospitalitatea cărora nu o să uităm niciodată. Există ospitalitate la noi, dar cred că la dumneavoastră există ospitalitate mai mare. Dar uite, avem aici grupul Lumina Lină și copiii, cred că seara asta o să facem un fel de cenaclu aici, un fel de colaborare și o să fie foarte frumos. Vă mulțumim, vă iubim și ne bucurăm că suntem contemporani cu dumneavoastră. Și noi vrem o reîntregire a națiunii. Doamne ajută! Și o să începem micro-recitalul sau recitalul nostru, depinde de dumneavoastră, depinde de noi, depinde de cum ne simțim împreună. Cu cântecul baladă pentru Transilvania. Și dintr-un sân am sub pământ și dintr-altul vale deal și-un piept de spart pentru ardeal. Nici n-am cerșit, nici n-am furat, nici cine mi-a greșit n-a stat. N-am fost nici slugă, nici stăpân, doar taică meu nu mi-a rămân. Nici n-am cerșit, nici n-am furat, nici cine mi-a greșit n-a stat. N-am fost nici slugă, nici stăpân, doar taică meu murea român. Și iarăși vale, iarăși deal, când nasc româncele la deal. Și iarăși vale, iarăși deal, când nasc româncele la deal. Eu mi-s picior făcut în cânt și dintr-un sân am sub pământ și dintr-altul vale deal
și-un piept de spart pentru Ardeal. Nici n-am cerșit, nici n-am furat, nici cine mi-a greșit n-a stat. N-a fost nici slugă, nici stăpân, doar taică meu murea român. În lacrimi scrise greu cu sânge, mor în fășanul mă frânge. Și maica mea arăta pe porți un călindar făcut din morți. Și iarăși vale, iarăși deal, când nasc româncele în Ardeal. Și iarăși vale, iarăși deal, când nasc româncele în Ardeal. Ascultați, dușmanilor, nu vă dați, că o fi român, român, pe pământul lui stăpân, să-și cânte cântările, să-și lumine zările din vârful Pietrosului, în valea Viseului. Hei, Moisei, Moisei, Moisei! Dar am și eu la mine acasă un petec de ogor pe care taică meu mi l-a lăsat. Și mai am la mine acasă în pridvor pe mândra mândrelor din sat. Ogorul meu și mândra mea doar Dumnezeu le poate lua. Dar știu că nu vrea singur să rămân, pentru că și Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu e un bun român, țara mea și mândra mea. Mi-am scris pe inima din piept vreo două nume, România și cu mândra mea. Asta-i tot ce am pe lume, țara mea și mândra mea. Am două să-mi florească și mă rog lui Dumnezeu așa, eu de mor să-mi trăiască țara mea și mândra mea. Eu te mor să-mi trăiască țara mea și mândra mea. Iancule, picior de moț, ai la, da, 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 ai la, pune-n pace dacă poți, ai la, da, 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 da. Crâișorul i-a scălăta, la, da, 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 la, 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 și din gură le căia, la, da, 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 da. Păi, frunză vezi, păi, eu mi-s mor
măi Crăișorul muților. Da voinicu, sus Române sus, te dușman cu mătem eu, sus Române sus. Hai voi frate, hai voi frate, sus Române sus, să ne facem libertate, sus Române sus. Să apărăm țara străbună, sus Române sus. Asta-i datina străbună, străbună.